starul din filmul Furios și Iute a murit într-un accident, un tânăr din Cluj vrea să ia locul. Șoferul începător s-a filmat în timp ce gonea cu 240 de kilometri la oră pe autostradă. Ba chiar s-a și lăudat că a dat șpagă pentru a-și lua permisul. Un permis care îl ajută acum să-și impresioneze prietenii de pe o rețea de socializare și să pună în pericol viața oamenilor. Suntem pe Cluj, mă, pe centură. Centură, e? Oralia. Te vadă că ne-ai țifat, mă, și posedare. Mă, ce drag, iau, vedea că nu aș o permisul. Aia e cap, dar știi că dau. E major, sănătos, are toată viața înainte și o trăiește la intensitate maximă. Idolul său este Nelson, nu Mandela, ci mondial. Urcăm da o sută, mamire! Nu-i pe teritoriul României să nu cumva să-mi puneți amendă. Dacă Nelson a fost Schumacher de Ungaria, eu mi-s Schumacher de România. Ne pășim pe fraierii ăștia. Cine își permite, își permite, mă. Cine nu, moare de foame. Nu mi-a scapă voi ăștia, mă, să-mi dau explicații că mașina asta e posedată. Șoferul a postat mândru filmulețul pe pagina de Facebook. Un prieten i-a sugerat o nouă provocare. Dar numai cu 200? Mai mult nu merge? E probabil în toate braveze în fața prietenilor să arate cât de șmecher este. Provocare acceptată. Tânărul șofer s-a urcat din nou în mașină la lumina zilei de această dată. Că știți voi cum e aici? Da, se face, Cruzeile care din mașini pe autostradă din România. Se 40, bă, mă zboară, mă! Vezi la o parte, o cursă irresponsabilă prin care nu-și pune în pericol doar propria viață, ci și a sute de oameni nevinovați. Își permite. Are mașină puternică, are și permis. Instructorul oricum a zis că până în o să iau carnetul de conducere. Cursă-ne șpagă! Șpaga? O filozofie simplă de viață moștenită de acasă și de la mentorii săi. Dă tata șpagă! Nu știi că tata Nelson șpagă, Nelson Mondialul șpagă! Bine, poate îți ia permisul și rămâi fără. Ca să-i atragă! După ce a postat și al doilea filmuleț pe Facebook, tânărul a ajuns vedetă pe internet. A urmărit cu atenție toate articolele care s-au scris despre el și le-a postat mândru pe profilul său. Oare unde sunt polițiștii cu aparatele radar? Probabil îi vânează pe cei care depășesc viteza cu 10-20 km pe oră. Asta e cea mai tare. După ce au fost luați peste picior, polițiștii din Cluj au deschis o anchetă. Tânărul iute și furios ar putea rămâne fără permis, însă ca el sunt mulți, cu mașini și mai puternice. În urmă cu 2 ani, tot lângă Cluj, doi tineri au făcut o liniuță cu viteze de peste 300 de km pe oră. La 3 claxone. Good. La o asemenea viteză, moartea este copilot. Iar șoferii nu se joacă doar cu viața lor, ci și cu viața noastră. Două zile și...